Salutare, dragi prieteni! Am terminat aparatul. Totul funcționează. Cu o singură modificare făcută la el, i-am pus acest cablu de sus, de acolo, din cui, până la el. O singură modificare făcută la el, i-am pus această boxă. I-am legat doar difuzorul ăsta. Din ce motiv? Mi-am dat aici o gaură ca să pot trece cablu. Din ce motiv? Când l-avea pe-a lui, stați un pic să văd dacă îl găsesc pe-a lui. Da, în fine, l-am aruncat pe-a lui, nu prea țin piesele defecte. Defectul lui care era? Era membrana închilată, deci era membrana blocată în jos. Nu mai făcea cursa aia, știți, când apeși pe membrană cu degetul să se tragă în jos, știi? Era doar blocată în jos și în momentul când îi dădeam, vroiam să-l dau cum e acum, să-l dau încet, tot la volum maxim îl ținea. Nu știu cum se întâmpla chestia asta, dar în fine. I-am pus și ceasul acolo, da? Tot la volum maxim îl ținea, nu puteam să fac nimica. Țipa ca nebunul. Și mi-a venit ideea asta de a-i monta un difuzor bun. Acum, da, deci îl pot da și încet. Bine, mari probleme, potențiometru, dar în fine. La volum oprit de tot. Da? Deci volumul oprit de tot. Mai are un pic de probleme potențiometru, dar nu e... Important e că acum îl pot da ușor. Da? Mai are un pic de probleme potențiometru, trebuie să-i dau cu spray de la de contact. Atunci când ești dos, ai energie să faci tot ce îți dorești. Esențiale forte. Grijă maximă pentru ficatul tău. Mai ușor. Vedeți? Îl pot da ușor. Poate merge și ușor. Bine, mai are un pic de probleme. V-am zis potențiometru, dar nu-i problemă. Important e că am rezolvat cu difuzorul. Condensatorul variabil. E foarte finuț. Deci doar cât îl mișc o leacă și face... schimbă programul. Mie îmi place să ascult Radio România Actualități. Da? Aici, București, Radio România Actualități. Dar ce a fost mai important? Văd că merge și ceasul, are și alarmă. Este ora 12. Bună ziua, sunt Cătălin Gomboș, iată știrile orei. De să zicem că e așa. 15.000 de ucraineni au intrat doar ieri în România fugind din calea războiului. Oh, bine, mari probleme. Potențiometru, dar din Ucraina au ajuns până acum în țara noastră. Relativ puțini au solicitat însă azil. Inspectorul își face treaba. Precizează că cetățenii ucraineni intrați legal pe teritoriul României. O să-l țin ușor de protecție. Își face treaba. Dați în muncă fără aviz de angajare. De asemenea, pot solicita prelungirea dreptului de ședere în scop de muncă și eliberarea unui permis unic fără obligativitatea obținerii unui. Ok, prieteni, până la un viitor video ne mai auzim. Sper că v-a plăcut această serie cu reparația lui. Da, trebuie să-l știi să-l reglezi, trebuie să-l reglezi finuț. Nu tragi ca turbatul de el. Dacă tragi ca ghiolbanul de el, are probleme și o ia din nebun. După cum ați auzit, are și rol de întrerupător. Dar ce fel de întrerupător, nu știu, întrerupător de volum, întrerupător de pornit, oprit, nu cred că nu se închide. Nu știu ce fel de tip de întrerupător are, dar... dacă nu-l reglezi finuț, riști să țipi ca nebunul. Dar nu mai faci cum făcea cu difuzorul lui. Oricât de finuț îl reglam, tot tare se auzea. Nu știu, cu difuzorul lui
Oricât de finuț îl reglam, tot tare se auzea. Nu știu cum era problema, nu știu care era problema. I-am schimbat acest... I-am pus un singur difuzor de aici. Ce-am făcut eu, nu că nu recomand, nu-i prea bine. Amplificatorul din el este cotat la 4 ohmi. Deci este făcut pentru 8 ohmi, mă scuzați. Difuzorul ăsta are 4 ohmi. Au fost legat în paralel și ăsta. Deci 4 cu 4, 8 ohmi. Eu i-am legat numai unul când am nevoie de stereo. Am nevoie de un singur difuzor cât să meargă el liniștit, să pot să aud și eu seara o știri, o, eu știu ce, o știri, o muzică, o, un teatru din ăla radiofonic, că îmi plac acele teatre radiofonice de la ora 23, de asta și ascult Radio România Actualități. Ok, prieteni, până la un viitor video ne mai auzim, sper că v-a plăcut această serie cu repararea lui. Antena e făcută dintr-un cablu UTP de internet, prins acolo la cui. Aici la capăt, izolat. Abia am găsit locul că prindea paraziți de ea de semnal. În fine, sper că v-a plăcut. Până la un viitor video, ne mai auzim.